Eu sunt mama ei. Da. Și... Da, ea nu te vede așa. Nu, pentru că te pui tu mereu în fața mea. Eu nu-mi înțeles, tu mă acuzi pe mine de ceva? Da. Mi-ai furat fata acum 22 de ani și acum mi-o fur în continuare. Sunătoasă, eu ți-am furat-o! Băragla din aia, dar dacă tu ți-a luat-o, pe ce să facă și omul? Că tu, dacă te-ai dus acolo și la pământe și te-ai gândrălit cu bogătanii, păi ce era să fac? Că omul, i-a venit fata cu burta la gură, nemăritată. Cum e Andrei acum? Uite care-i treaba. Noi doi am terminat-o. Am două seturi compromițătoare de poze cu tine. Unul cu Mihai, așa zisul tata al copilului tău, și unul cu Adi, cu cala ruvieții tale. Oare ce o să zică copilul tău când o să afle că maică-ți ai o panoramă? Eu am fost totdeauna de partea ta. Bă, prostule, dacă avea puțin creier în capul ăla, și acum ai fi de partea mea. Tatăl m-a violat, mă! Tu te-ai gândit, poate copilul ăsta e fratele tău de tată? Ce manipulatoare ieftin ești! Tu mai știi ce minți? Ba, te-a violat tata, ba, ești gravidă cu tata, ba, ești gravidă cu Mihai, nu, ai gata, s-a terminat! Le-a arălat toți pozele și te întorci la Butimanu. Pa și la revedere! Hai, ieși afară! Hai puțin, Luca! Ieși afară! Stai să vorbim, te rog să nu faci asta! Nu vorbim nimic! Luca, te rog, fac orice, jur, fac orice ce n-ai tu ce să faci pentru mine! Orice vrei tu, spune-mi ce vrei! Eu vreau să iau locul, Lucian, na! Zii, bregaș, coloșa, în concret! Sunt niște poze. Ce poze? Iară de alea cu veverița de măiaci, cu palpitații? A? Eu cu Adi. Ne-a văzut Luca și ne-a făcut niște poze. Breta, tu ești sănătoasă la cap. A? Eu, de unde apucăturile astea de boarfă, bre? Zici și mie, de unde apucăturile astea de boarfă, că dacă... Hai, că ești tu gravidă, ce mă frizea acum pe mine. Părnele, trăgeam una cu făcălețul, dar mă țineai minte. Hai, de mie, uite ce... Mietule! Mietule! Te ia vinocă, ce și strânge după tine să liși pe jos! Vă ascult. Doamna Andronic, raportul toxicologic arată că, da, este vorba de o otrăvire cu ciuperci. Hai de mine. Hai de mine. Florica, te rog, adă-mi un par cu apă, te rog, rece. Da, 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 imediat. Aduc și niște cafele, poate vrea și Sebastian. Nu, sărbuna, nu, nu, mersi. Ei, tocăniță de ciuperci nu mai avem, că ți-aș fi dat. Da. De ce nu vrei nimic? Chiar nu vreau, sărut mâna, mulțumesc mult. Ți-e frică că te otrăvesc? Cum ai putut să faci așa ceva? Adică eu? Eu am făcut asta? Cum poți să spui asta? Cum poți să spui așa ceva? Chiar mă crezi monstru? Totuși este copilul soțului meu, cum să fac așa ceva? Domnule procuror, vă rog, nu permit să fiu insultată în casa mea. Mihai, hai, liniștește-te, hai să o luăm pas cu pas. Nu mai trage-mă cu urechea! Ce faci aici? M-ai speriat! A venit procurorul. Anchetează toată casa. Și că puștiu ar fi fost otrăvit. Și crezi că ne anchetează și pe noi? Dar ce, Ico, te simți cum usca păcăciulă? Eu? Dar ce treabă am eu cu Flopii? Se pare că pe Stella ar fi luat-o la ochi. Da. Eu auzi. Hai că n-am eu timp de-astea, am stat la ușă, mă duc. Este. Mi-ai luat și mie ceva bun? Ceva dulce? Hai în bucătărie dacă vrei ceva dulce. Hai. Să-ți dea Florica ceva dulce. Bine. Te rog ceva. Dacă te întreabă unde am fost eu când l-au otrăvit pe Puști, îi spui că am fost cu tine. Păi de ce? Nicu, eu și dacă spun adevărul, mă trec toate apele. Mă apuc bâlbâiala. Hai, mâine. Mă, nu râde. Auzi, știi ce nu înțeleg eu? Stella, care a gătit ciuperci de atâtea ori, cum de-a greșit tocmai acum? Așa e.
Le știu ce-i cu ele. Eu le-am făcut. Eu am ajutat-o pe Andreea să înșeneze totul. Mihai și Andreea nu au fost niciodată împreună. Ia-le, arată-le și... Măcar Adela și Mihai să fie fericiți. Eram sigură că Andreea nu e însărcinată cu Mihai. Eram sigură. Doamne, ce nenorocită! Cum să mint în halul ăsta? Să-mi trimiți și mie pozele astea, te rog. Mersi că mi-ai zis. Să gândești ce o să iasă acum, când o să o salte ăștia pe mutii. Cine s-o salte, mă, pe doamna Marta? Tu te auzi ce spui? De doamna Marta e... Ce, mă, doamna Marta, ce doamnă? Că joacă și ea așa toată ziua, bună ziua. O cafea, o lulea, citește toată ziulica de pe o carte. Dar, de fapt, doamna Marta e o criminală cu sânge rece. O șerpaică cu clopoței, aia e. Voi n-ați văzut, mă, cum face bijuteriile alea pe ea când umple toată ziua pe-n casă, zdranga, zdranga? Auzi, bijuteriile alea o fi de aur? De unde vrei să știu eu? Or fi. O fi, că multă lume a nenorocit ea. Vorbește, mă, frumos de doamna Marta. Ei, ce-ai făcut, mai vărsa sare? Așa și? O să fie ceartă mare. Mamă, ce scandal o să fie când o să o salte ăștia pe Marta criminala. O și văd, cu cătușe de mâini și cu băieții înalți și bine făcuți care o duce de brațe. O să voiască știrile. Doamna Marta n-a făcut nimic, ai înțeles? Alo, alo, tu ce te înfui așa, Rodica? Dar tu ce te bagi? Dar ce? Poate e maică ta și noi nu știm. Ia lasă-o în pace pe Flori, că poate are dreptate. Ei, na. Păi și am dreptate. Că băieții aia toți e înalt și bine făcuți. Aia care vine să o ia, o ia și o duce direct la închisoare. Că acolo șade șarpele cu... Bă, dar voi altă treabă n-aveți? Păi, frate, mai speriat, ce n-ai mai? Dar ce ai, mă, ieși tu vă șefă ceva? Hai, mă. Hai, mă. De ce ai încercat să-l otrăvești pe Florin? Tu de ce crezi? Marta, Florin nu e copilul lui Angel. Păi, otrăvit un oarecare. Stai că nu înțeleg. Ce vrei să spui? Nu, tu ce faci? Tu ai început să te joci cu mine? Păi nu tu mi-ai spus că el e? Ce înseamnă circul ăsta? Nu ești atât de versată precum credeam. Spune odată despre ce-i vorba. Cine este atunci? Florin nu e copilul lui Angel. L-am infiltrat aici pentru că e un prost pe care îl manipulez cum vreau eu. Și atunci cine e copilul lui Angel? De ce m-ai învârtit așa? Ce înseamnă? Mă sună de la spital. Lasă spitalul, nu mă interesează. Termină. Spune-mi cine e copilul lui Angel. Ce faci, Delia? Bine, tu? Bine. Cauți ceva sau... Da, cheile. Ah, de la mașină. Uh-huh. Și te gândeai că le găsești la Marta în dormitor. Uh-huh. Cool. Tu-i bine? Uh-huh. Păi... Călin. Eu ce să fac acum? Să te cred? Și cu ăsta? Călin. Mm-hmm. Băiatul ăla de la IT. Mm-hmm. Prietenul Mihai. Fratele lui Mihai. Adela, trebuie să vorbim. Dar nu aici. Aș vrea să fie și Mihai de față. Livia, e o neînțelegere. Trebuie să vorbim. Dispari! Da. Oricum, mă duceam acasă. Nimic. Andreea se mută înapoi cu Paul.
Știi, nu? Ce? Că l-ai drogat pe Mihai? Și că pozele alea sunt false? Și că Luca vi le-a făcut? Da, știu. Dar oare Paul știe? Nu. Nu. Paul nu știe și tu nu o să-i spui nimic. Și o să vorbești cu Mihai să nu zică nici el nimic. De ce aș face asta? Pentru că, în sfârșit, lucrurile intră normal, Adelo. Pentru că, în sfârșit, m-am întors în casa asta și pentru că tata e dispus să mă ierte. De-aia. E vorba de camera asta, nu? Nu, Adelo, nu. E vorba de familie. Vreau să simt că aparțin și eu undeva. Păi e o mamă extraordinară. O mamă extraordinară. Uh-huh. Și tristă. E atât de tristă că nici măcar nu pot să vorbesc cu ea. Nu, Adelo, locul meu e aici. Și știu că nu meriți să faci nimic pentru mine, dar te rog, eu nu-i spune lui Paul. Adelo, lasă-mă și pe mine să nasc liniștită aici. Să îi fie copilului meu bine. Și eu îți promit, de fapt, nu-ți promit, îți jur. Uite, îți jur pe copilul ăsta care încă nu s-a născut că... Nu faci asta. Adelo, nu vreau decât să mă crezi. Să mă crezi că o să vă las în pace. Da? Nu mă mai bag între voi. Tot ce-mi doresc eu acum e să-mi țin copilul liniștit în brațe, atât. Și știu că poate sună exagerat, dar m-am gândit că poate nașii lui de botezul să fiți tu și Mihai. Da, ai dreptate. Chiar e exagerat. Adelo, vreau să fim iar ca înainte. Să fim noi ca două surori. Și da, știu că ți-am greșit și știu. Și nu odată, nu de două ori, de ani și pe mii de ori, dar de data asta chiar e diferit. Pentru că nu mai e vorba doar de mine. E vorba de copilul ăsta și chiar vreau să-i fie bine. Și simt că o să ne unească din nou. Te-ai certat cu Noțica. Pierd totul iar. Păi cum așa? Pierd totul, Mitule. Cum? Andreea se mută cu taică-su și eu nu mai am niciun rost aici. Dar ai o fată. Nu s-o poate lua nimeni. E fata ta. Adela! Am venit să văd cum se simte Ana Maria. Păi, o să-mi treacă. Să știi că am vorbit cu Andreea și mi-a zis că vrea să rămână în casa aia pentru copil. Crede că e mai bine pentru el. Să-mi spui asta ca să mă simt mai bine, nu? Funcționează? Hei! Unde ai fost? Prin Butimanu. Ai niște tovarăși. Tu? Și eu tot în Butimanu. Da? Mhm. Păi cine mi-a zis, mă? Mă duce și pe mine cu mașina. Ah, de asta. Normal. Ce? Ce mai faci, stai tu? Păi nu prea bine. De ce? Pentru că a aflat că mă înșel cu Andreea și vrea să te jupoaie. Ce? Livia doar nu crezea. Adi, nu sunt proastă. Știam că-ți fug ochii. Dar cu Andreea, aici, în casă.
Livia, a fost... Vreau să pleci. Fără scandal. Dar te iubesc. Ai o oră să-ți strângi toate lucrurile. Livia... Și tot ce ți-am luat eu, să lași în casă. Nu vreau să te părăsesc. Dar nu e după tine. Și dacă nu vreau? Și dacă nu vrei, tot o să pleci din casa asta. Ai înțeles? Nu te vrea nimeni aici, mă, băduramule, tu nu vezi? Ce? Gata, s-a terminat cu viața duce, că nu mai ai pe cine să prostești, așa că pleacă și lasă-ne în pace. Mă, tu așa vorbești cu mine? Da, mă, uite, uite că vorbesc, pentru că eu sunt Andreea Andronic și pentru că nu te mai vreau în casa mea. Ai înțeles? Bă, ți-ai bătut joc, mă! Ți-ai bătut joc și de mine, și de sora mea, și de vară mea acum. Ce? Dar cine a sărit, mă, pe mine? Mă, tu mai și tu pe o să minți, mă, după ce ai profitat că eu eram supărată și te-ai jucat cu inima mea? M-a dus de nas, m-a păcălit, pe toate ne-a păcălit. Anu, Livia, doar nu vrei să ai plec. Pierdut două minute. Mai 58. Ce? Ah, că e o oră și 60 de minute. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Poate l-a ajuns tot să-și strângă bagajele. Verișoară. Am auzit eu bine? S-a întors Andreea? Da, astăzi. Mm-hmm. Mersi că m-ai anunțat. Știam că te odihnești. Urma să-ți spun când veneam sus. Dar nu stai liniștit, că eu oricum sunt obișnuită să aflu ultima veștile bune. Da, e o veste bună asta. Și asta înseamnă că pleacă Ana Maria, nu? Paul, mâine vreau o ședință a acționarilor. De ce? Pur și simplu, s-au mai schimbat niște lucruri. Da, și eu trebuie să accept așa pur și simplu, da? Poți să fac și fără tine, dacă ai alte lucruri mai importante pe nu. Care. O să fiu acolo. Să vorbești tu cu Delia. Da, da. Eu l-am anunțat pe Mihai. Da. Noapte bună, mână. Crește, crește. Hai că te prinde bine sarcina. Noapte bună. Îmi vine să strâng de gât. Pregătește-o să am cu tâmpenie. Chiar o să distrugă tot ce a construit tata. Am vorbit cu Laura la telefon azi și mi-a zis că a trântit o mămăligă la prânz, așa că, uite, mi s-a făcut poftă și... na. Dar ce poftă mie, n-am mai mâncat o mămăligă? În casă aici nu prea se face. Da, căci că-i de săraci. Bărnare, aici e bună e mămăliga. Exact. Hai că v-am pierd și ouă. Moi? Moi, Ilie, cum îți place ție. M-am săturat. Ai mâncat deja? Ce-ai pățit, Steluțo? M-am săturat de casa asta. Și m-a și băgat în față că era să mor un om. Păi, și ce vrei să faci? Am niște bani puși deoparte. Da? Hai. Nu știu, să-mi caut ceva. Nici să nu te gândești. Tu trebuie să stai aici cu noi, hai. Ia loc. Aici, în casă, e locul tău. Niște mămăligă? Un ou fiert moale? Cu brânzică? Și smântână? Da! Vă mulțumesc! Bună, bucățica! Da, mă bucur că am aprobarea ta. Asta niciodată. Luca, de ce ai venit? Pentru că m-a rugat Livia. Măcar e sincer. Și pentru că în câteva ore plec. Și nu mai vreau să fim așa. Dar știi că părinții și copiii se mai și ceartă. Păi da, dar noi... Noi nu suntem părinte și copil. Corect. Noi nu suntem certați. Vreau să știi că ești copilul meu. Da, da. Nu vreau să uiți că sunt și copilul altui bărbat. Nu ți-am cerut asta. Andreea, să vină înapoi la tine și să plecați. Nu vrei mai bine un ceai? Nu. Vreau să-mi cresc copilul singură, cu soțul meu și să mă lăsați naibii în pace. Și tu nu crezi că vreau să am fata lângă mine? Atunci ia-o. Ia-o, fugiți, nu știu, lăsați-ne în pace. Nu pot. Andreea vrea să fie acolo și eu nu pot să fac nimic. Bine. Bine. Atunci o să am eu grijă ca Andreea să plece din nou din casa aia.
Să o lași pe Andreea în pace, auzi? Să vă ajut să vă schimbați. Nu, mă descurc și singură. Vai, dar n-ați mâncat nimic. Nu mi-e foame, Rodica. De-aia nici n-am coborât la masă, nu înțelegi? Da, doamnă, dar pastilele astea nu se le pun stomacul cu gol. Lasă-mă, nu mă mai bate la cap. Lasă-mă. Da, doamnă, dar... Gata! Chiar nu mă mai ascultă nimeni în casa asta? Hai, te rog. Dar ce e cu tensiunea asta? E așa de azi dimineață. Iarăși comentezi? N-are voie omul să aibă o zi proastă? Ai plecat? Noapte bună. Noapte bună. De ce nu stai tu calmă? Tu știi cine a venit azi în casă aici? Cine a venit? Călin. Și? Luciane, băiatul ăsta simte ceva. Și când o să afle adevărul, o să-și vrea partea. Eu nu înțeleg de ce nu ai tu încredere în mine. Știu ce fac. Foarte bun semn, just să nu înțeleg de ce nu mi-ai spus nici. Mănâncă-l sănătos. Hai, ia-ți pastiluțele. Bine. Acum. Bine, hai. Noapte bună. Da? Da, da. Da. Te ajut pe scări? Mamă, frate, că am fost tot răvit cu ciupeș, nu operat. Bine ai revenit. Îmi pare rău că n-am știut că te externezi astăzi, că îl trimiteam pe Ilie cu mașina. Păi de ce? Mă simt atât de bine. Da? Deci că nici n-am fost tot răvit. Accidental. Desigur. Insinuezi ceva? Nu. Doar că nu o să știm niciodată adevărul. Adevărul, idealistule. Am zis ceva greșit? Nu. Numai că tu și cu Mihai vă asemănați mult, mult de tot. Amândoi insistați prostiile astea cu să aflăm adevărul, să facem dreptate, să bla 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 bla. Eu nu știu unde ați trăit voi până acum. Am trăit într-o lume total diferită. Știți, viața la orfelinat e altfel. Ai, nu spune. Ba, vă spun. De asta și semănăm atât de mult. Aha. Suntem frați. Sunteți ca frații. Că, practic, eu sunt fratele lui Mihai. Și al lui Paul. Da, băiete. Știu. Hai, salut! Bagă pe spatele. Ce-i fac? Interior, exterior? Nu-i nevoie. Și atunci, cu ce te ajut? Auzi? Nea Gheorghe ne-a lăsat mie și lui Călin afacerea. A, am înțeles. Deci trebuie să-ți vorbesc cu dumneavoastră? Nu. Problema e că nu avem timp să ne ocupăm. A, am înțeles. Deci vindeți. Iar rămân fără serviciu, iar mă ia Michi la bani mărunți. Nu vindem. Numai că avem nevoie de un manager care se ocupe în locul nostru. Da, vreau. Ce? Să fiu manager, nu asta căutați? Primesc și o mărire? Stai să vedem mai întâi câți bani faci și după aia discutăm. Măcar tu ai și sponsor pe aici. Ești responsabil, te bagi? Bine, atunci accept și fără mări. Deocamdată. Doar noi două? Da. Noi trei. Noi patru. Apoi. Păi și tăticu și Delia? Tăticu și mătușica sunt la televiziune. De ce? Au o ședință. Și restul? Da, chiar. Și restul? Vouă vi se pare că eu sunt secretar aici sau cum? Nu, no, nu, no, ce ți-e și cu gravidele astea? O iară să nu luat după alta. Bună ziua! Oh, bună ziua! Ia uite cine a venit pe la noi. Nu ții, nu vrei și tu ceva de mâncare? Că uite, e destulă. E belșug aici. Lasă-mă, eu aceea am venit cu niște treabă.
Băi, mamă, nu vezi că mănânc eu acum pe bune? Eu nu cu tine aia ce, eu cu... Doamna Mona. Cu mine. A, putem să ne adunăm. O să ajungă și Mihai imediat. Vă aștept. Asta vrea să ia și locul Taniei. Da, mă, vrea să fie și director, și secretară, și portar, și șofer, și Dumnezeu, și tot ce... Hei! Ce faci? Bine. Stai bine? Ești comod? Mai, da, mai vrei o pernă? Comod. Poate să spui. Stai tu cu pernă. Cu așa o panoramă, e greu să nu fii comod. Da. Îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat. Ești bine acum? Sunt ca nou. O să-mi revin, sunt acasă. Acasă? Tu chiar te simți bine aici? Da. Și la Mihai nu te simțeai bine? Ba da, dar e mai mult loc. E mai erisit. E... Da, și ciuperci otrăvitoare. A fost un accident. Nu știu cum să zic, dar în ultima vreme au tot fost accidente pe aici. E, te uiți tu la prea multe filme de groază. Posibil. E Călin. A, păi răspunde. Păi abia a plecat de aici. Își face griji pentru tine, normal. Auzi, frate, știu că îmi porți de grijă. Da, sunt băiat mare, mă descurc, nu am nevoie. Adică până acum câteva luni stăteam în stradă, n-aveam pe nimeni, n-aveam nimic. Mă descurcam super ok. Te rog frumos, nu mă mai chicăli. Floti? Da, eu. A, cred că s-a apelat din greșeală în buzunar. A, da? Ce ziceai că n-am auzit? Nimic, ziceam că îți mulțumesc că m-ai luat de la spital. Ce, mă, normal. Hai, să ai grijă. Și dacă e ceva, sună. Da, așa facem, sigur. Pa, pa, mersi, te pup. Te-a apelat din greșeală, nu? Am greșit-o, fata. Vezi? Hei. Ce? Flopi s-a hotărât să se întoarcă în casă la Andronici. Nu l-am putut convinge. Așa că o să fac ceva ce nu-mi place. Dar am încotro. Ești sigur? Da. E singura soluție să-l fac pe fratele meu să-și dea seama că banii nu sunt totul. Dar e doar asta? Sau, de fapt, în sufletul tău nu l-ai iertat cu adevărat pe Paul? Mihai, începem imediat. Sigur. Spor la treabă. Ah, mulțumesc, iubire. Să vezi tu ce bine o să ne fie. Adică ți-au dat și mărire de salariu? Da. Păi, ți-au dat sau nu ți-au dat? Da, femeie, un pic acolo, dar o să fie și mai mult când o să înceapă să meargă. Ce e? Ce să meargă? Spălătoria. M-au făcut manager. Oh, felicitări. Păi, nu faci tu cinste? Dar ce, mă, tu n-ai bani? Da. Nu mai am. Am plecat din vilă. Ce ai făcut, mă, de te-au dat afară? Eu? Nimic. Chiar nimic. Ai salariu de la televiziune. Nici pe acolo nu cred că mai am voie. Aoleu, așa nasol ai zbârcit-o. Nu eu. Situația. Sigur, sigur. Măi, să știi că dacă tu cauți un loc de muncă, eu dau interviuri pentru angajare. Ai CV? Ce să am? Curriculum vitae. Uite aceea.
Dar promis că nu faci rău la Andreea, da? Da, promit. Am promis, da? Dragă Paul, am citit și recitit scrisorile tale. Dacă le-aș fi primit atunci, aș fi fost alt om. Dar tatăl meu a fost un nenorocit care mi-a luat dreptul la viață, la iubire, la o familie mea. Te iubesc, Paul. N-am încetat să te iubesc toată viața mea, deși am încercat să îngrop sentimentul ăsta. Dacă tu nu ai fi însurat, dacă nu ai aștepta un copil, am fi continuat viața noastră de acolo de unde am oprit-o. Bun. Propun să votăm o nouă majoritate. Păi nu există. Nu avem 50, tu 50. Ba poate există. Dacă nu votează toată lumea cu tine. Delia? Ce Delia? Normal că votez cu tine. Mihai? Eu am decis să-l susțin pe Lucia. Pleci deja? Ce altceva să mai fac aici? Păi, știu și eu. Vreți să-mi spuneți ceva? Că am impresia că ezitați. S-ar putea să vreau să-ți spun ceva. Păi, vă ascult. Hai, mă, mai repede. Unde mă duci cu tine? Stă rămâna. Bună. Ne scuzați, trebuie să urc în cameră. S-a stricat clanța la ușă și trebuie să o repar. Ce clanță? Care ușă? O clanță. Hai mă, Ilie, mai stai și de vorbă. Da, urc și eu cu voi. Da. Bine, hai. Nu vreau să spun nimic. De ce ai făcut asta? De ce m-ai trădat? Ca să nu mai ai tu controlul. Să n-am eu controlul? Eu să n-am controlul, Mihai? Suntem o echipă. Nu, Paul, n-am fost niciodată. Băi, tu ai nebunit? Tu te aliezi cu cel mai mare dușman al meu? Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut eu? Eu personal? Ne-am săturat. Totul e o minciună, dar tu ai preferat să o crezi pe Andreea. Dar ce legătură are Andreea cu chestia asta? Asta e o chestie personală de familie. Da, o problemă de familie în care tu nu ai avut încredere în Mihai. Pentru că pozele alea erau false. Mihai a fost drogat și dormea și tu ai avut încredere în Andreea.